știu ce se întâmplă, sau cred că știu, dar sper că știu, ce se întâmplă în poezia tânără de astăzi, în poezia de după 2000. Pentru că less is more, o spuneam, n-am să mai continuu cu deșteptăciunile mele, am să vă scutesc de ele și am să încerc să citesc câte ceva, câteva poezii care au fost scrise pe când cei mai mulți dintre tinerii poeți minunați și foarte simpatici ca oameni din această generație erau copii. Dintre poeții care au fost aici la Bistrița, poate doar Nora Iuga era adolescentă și pe vremea aceea. Volumul Nimic este un volum care a stat arestat 20 de ani, l-am ținut într-o cutie de pantofi. El a fost una dintre soluțiile mele de a ieși din sfila îngrozitoare care mă apucase pentru poezia obsecistă, la un moment dat, pentru propria mea poezie, în primul rând, după ce scrisesem 6 volume de poezie de acest fel. M-am întrebat în acel moment ce o să fac toată viața. Aveam 31 de ani. O să scriu până la 70 de ani felul ăsta de poezie? Ce o să fac? O să mai scriu încă 20 de volume de poezie? Cred că fiecare om tânăr se întreabă lucrul ăsta. Fiecare om tânăr a vrut să dea tot ce poate îl spune în fiecare poezie pe care a scris-o sau în fiecare volum. Cât mai poți să te storci pe tine dacă nu alegi ce a ales Bănuță sau altcineva din această tristă legiune? Și atunci am încercat să fug din propria mea poezie ca și când aș încerca să ies din propria mea piele, pentru că stilul este omul până la urmă, nu? Se spune. Pe mai multe căi, unele diametral opuse. Și anume am încercat să ies din poezia strict contemporană și actuală, încercând să fac o poezie fără istorie, am mers spre poemul epic Levantul, pe care l-am publicat în 90, și am mers în direcția absolut opusă acesteia, și anume către o poezie mâzgălită, către o poezie care, spre deosebire de cea pe care o făcusem până atunci, era o epoșă, era neterminată, era nefinisată, era ca acel cub al lui Nichita Stănescu, fiindcă tot l-am pomenit, căruia îi lipsește un colț și de aceea toată lumea se miră. Cât de minunat ar fi fost cubul dacă nu i-ar fi lipsit un colț. Nu mai puteam să scriu poezie bună. Mi-era silă de poezie bună, de poezie structurată, de poezie desenată, de poezie cu alfa și cu omega. Am încercat să scriu o poezie aleatorie, o poezie care să spună mai mult despre mine ca om decât despre autorul, Mircea Cărtărescu. Un gânditor din Antichitate spunea: plus poetice quam humani locutus est. Ai vorbit mai mult ca un poet decât ca un om. Îi spunea în semn de dispreț unui poet pe care l-a auzit. Am încercat în acest volum să vorbesc ca un om și nu ca un poet. Firește că poezia se ține ca râia de om și n-am reușit să scap nici aici cu totul de ea. Dar, cel puțin, știu că am tăiat câteva capete sau am încercat să tai câteva capete hidrei obsecist, care altfel m-ar fi urmărit până la locomanda, până la nesfârșit. Aș fi fost și azi un poet, de fapt mort de mult, fără să fie aflat încă. O să vă citesc foarte puțin din acest poem, poate un singur, din acest volum, poate un singur poem. Și apoi să merg mai departe cu volumul de proză. Aici, la începutul acestui poem, apare foarte scurt fica mea, Ionuța. Deci, când spun că, când vorbesc despre Ioana, nu-i vorba de soția mea, de Ioana Nicolae, ci de fica mea, care se numește tot Ioana. A, la luna, la luna. Ce seară tristă și dulce aseară, fiindcă pe Ioana o durea urechiușa, a rămas să doarmă la ei mei, iar eu am luat al cale, la 10 noaptea, pe șoseaua Ștefan cel Mare, sub lună, că septembrie a început cu lună.
lumina mare, galbenă, peste blocurile spectrale, cam unde sta Andrieș, vis-a-vis de poliție. Luna era așa de mișto încât mi-a ars inima. Prima dată am văzut-o după ani și ani, căci omul matur nu poate să vadă luna. Treceam, târșindu-mi adidașii, pe lângă vitrine cu gratii și păpuși barbi după gratii și vitrine cu bucăți nevopsite de caroserii. Mă gândeam la atâtea nebunii, îmi aminteam atâtea toamne și sfârșitul de vară, atâtea lume, atâtea secere subțiri și bolovan de lumină, atâția pași pe macadamul sonor. Când la 4 ani mă întorceam sub lună între părinți și umbrele mi se lungeau înainte și luna sălta în pas cu noi și filmul Veneția, luna și tu, văzut la grădină, într-un cinema popular și apoi pe stadionul Dinamo, văzând alt film sub luna plină. A, la luna, la luna, clipul cu scena albastră din pat îmi sărea mereu în memorie, pe scene de dragoste în patul fleașcă de lumină de lună, am trăit și eu, dureroase și nebunești, mișcând peste fundul și șalele unor fete dragi, căutându-le gura, ferind în fața umedă de părul lor înfoiat. Prima dată, după ani și ani, am simțit că mai pot să doresc, că pot să mă întorc la perioada din facultate, că m-aș putea îndrăgosti din nou, că aș putea din nou să cred în ceva, să trăiesc. M-am simțit iarăși nefericit și fără nicio șansă, singur ca un câine sub neoanele precare. Ea a dispărut o clipă din mintea mea, înluxită de ea. Am avut o eclipsă de ea și am revăzut arhitectura fantasmagorică a minții mele. Primele adieri reci după augustul sufocant îmi intrau prin mânecile tricoului meu de la Gap, cum hoinăream pe șoseaua nocturnă, fără să vreau să ajung acasă. M-am oprit la un snack luminat orbitor, complet pustiu, și am stat la o masă de plastic roșu, în țâritul greierilor cu o cutie de bere în față, uitându-mă ca un posedat numai la lună. Cât un taxi Libertà mai oprea și șoferul în bluză albastră își lua țigări, un semafor mungea pentru nimeni. Îmi aminteam scene din novela mea Ren, cu fetițele arzând păpușa sub luna imensă și după aia fugind urmărite de lilieci. Nu o să mai scriu niciodată atât de bine, fiindcă atunci eram singur și nu aveam televizor, nici pick-up, nimic, și îmi nebuneam de singurătate în camera goală. Nici o femeie n-a venit la măsuța mea, doar luna, ea a stat lângă mine, timp de peste o oră. Apoi mi-am adus aminte de un anume film al lui Bertolucci și apoi de dunca aurie de pe mare, lăsată de lună la casino și de mirosul de liliac și luna liliachie de la intersecția Ștefan cel Mare cu Lizeanu, udând șinele de tramvai, când la 16 ani nu așteptam pe nimeni, dar a venit el și mi-am plimbat pe strada întunecată. A, la luna, la luna, mă obsedează melodia asta. Chiar și acum, când bat la mașină, singur în casă, cum am fost singur și aseară, când am descuiat și am intrat la 2 noaptea și am alergat în bucătărie să privesc luna. Prin clasa de țânțari încerca să intre și aici. Am ieșit pe balcon și am stat până dimineața, un bărbat singur și luna. Sunt trist ca o javră acum, cu viața terminată definitiv, cu treburi de rezolvat, cu obsesia pe birou, cu un limbaj pretențios și academic, matur și cretin și pierdut. Iar dacă luna uneori, vreau să zic, dacă uneori luna, dacă luna, la luna.